Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou video. După cum se vede, mare culă de basculă. Ce credeți? Am ieșit la o tură astăzi. Ia numărul vechi. Se seamănă cu cel nou. Da. O să pun numărul și am și fugit. Stați aproape. Da. Dar eu dacă mai încolo. Ce a căzut? Face. Băgat toate ele necesare pentru a face farul. Farul ăla, cum îi spun, frate? Vechiul ăsta l-am băgat în topcas și trebuie să țin eu că ia de aici două feșe. Două feșe, prinde numărul la spate. Și o să trecem pe la băiatul ăla care a zis că îmi face ăsta. Ia să vedem noi cum are în jur aici ăsta. Hai, dar ce lung e. Nu știu cum să zic, dar de preferat mai degrabă îl pun în față. Am făcut eu așa, dar nu merge. Da. O să-l pun eu provizoriu pe boomerul ăsta. Deocamdată. Deocamdată. Și o să-i dau 2 arii. Dar mai degrabă îi pun eu 2 arii. Pun eu 2 arii să-i înod. Mi-e ceva aici? Ajunge 2 arii? Cred că da. Hai, frățioare, hai! Un. Cu al doilea și am plecat. Și cu al doilea și am plecat. Și am plecat. Mergem și noi o leacă să... Să tăiem un pic astea. Ei, adică e bine de luat la noi, totdeauna e bine să avem niște fești pe drum. Așa am văzut eu la toată lumea,
cu poată. Mai iau două din astea, două din astea. Uite așa. Și le bag eu în ghiozdănel. La spate. Da? Gata! Pe drum? Da, pe drum, pe drum, pe drum. Băi, dar am uitat să aduc cheile la poartă. Bun. Am uitat cheile. Și plecăm acuși. Cai de mine, altele am uitat să le bag. Mai deschidem o dată la doi. Opa, așa. Uite, am aici să bordul vechi, l-am băgat într-unul din ăsta să nu trâncăni. Noroc, domn Viorel! Mânii Constantin și Elena, e ziua lui mănica, lui... Cătic că a fost ieri. Da. Cam dăm drumul la benzină. Am încălecat pe ușa și v-am spus povestea așa. Ia să vedem noi cum pornește acum. Cred că nu trebuie să mai dăm șoc, că e cald afară. Ia. Da. Frumoasă pornire. Lăsăm un pic să încălzească și pentru prima dată să auzi numărul. Hai de mine. Ia să vedem noi, o să facă urătoare numărul ăsta. Mamă, dar ce elegant, urci pe el. Deci semnalizările merg. Vrem să eu, noi o pe aici la vale, că e drumul rău. Semnalizările merg. Fără camufile să fie băgate. Numai că nu ne arată la bord. S-o fac sub urâi, lăsați-mi un comentariu ce aș putea să-i fac. S-o fac o leacă mai scurt. Așa nu prea, nici nu s-aude motorul când ajung acasă. Dă mai pe spate camera asta. Cu atâta sunt aici. Dă mai pe spate asta. Nu știu cât de bine filmează, gata. Păi, rog, dacă nu sunt ca patra, să mor eu. Dar nu,
faci, Darius? Nu vorbești cu mine? Bună, aici aș tu vadă oamenii. Băi, nu ne arată la bord dacă sunt în viteză sau nu. Păi asta că e închis. Care-i treaba? Am luat numerele, mă duc să dau o tură, să mă duc până la băietul ăla să fac gordul. Să aprind. Eram sigur că te găsesc aici. Hai, te duci să mănânci, da? Avem stop, acum știu că trebuie să o scot, să o bag întâia. Eram cu a doua. Trebuie să mint vitezele care sunt. Trebuie să reglăm noi oprinzele astea. Vedem în ele. Da. Să vedem bine. Am uitat asta. Am întors înapoi. Așadar am ajuns acasă, mi-am luat casca asta mai șmecheră. Am luat-o pe din coace, n-am mai luat-o pe acolo. Și acum și dăm bătaie. Strada aici, am oprit o leacă să mă uit dacă totul e în regulă pentru a merge corespunzător. Numărul ăla stă cam nas pe acolo, dar asta e. Uite, o porni ventilatorul. Ia să vedem unde mergem, unde să mergem noi oare. Cu casca asta nu prea mai aud motorul ca lumea cum trebuie.
așa, dar în dreapta, prin parc, mișto. Alte de dreapta aici, ca să-mi scotem casca aici, că mă strâng de ochi. Nu că m-am strâng de tare, dar e incomod așa, dacă n-am purtat cască până acum niciodată. De tricou am, ăsta e, trebuie mai strâns o leacă. Mamă, ce-o crescut aici în parcul zoo, de toate. Vreau să umplu eu la topul, să o fac o leacă turbosport, să se aud o leacă cu ruia, cu ruia la motorului. Au ce frumos e pe aici. Frumos, totul verde, totul verde și frumos. Totul e verde. Ai quanta ia, Maria? Avem o punte frecătoare. Ia la mai înalt aici. M-am mai adus în oraș că am fost la băietul ăla, nu-i acasă. O zi s-ar la 7, poate s-ar la 7, nu mai vedem nimic ca să mai facem. De fapt e lumină. Nu știu ce să-ți dă. Cred că las pe mâine, dar mâine sărbătoare, mâine Constantin și Elena. Haide! Și drum rău aici, frate. Nu merge cu a doua. Vedeți, cuanta e așa să o las. Să mi-a dat o turbă acolo? Ia să-i mă dau o turbă. Thank you.
Deci am luat ATV-ul la Galben. Deci acum sunt cu a treia. Acum avem cu a doua. Semnalizăm stânga. Lăsăm și cu a treia. Să ai acti la ATV, mergi unde vrei, când vrei, asigurare tot, păi da. Trebuie să știi să mergi, regulamentat, să ai permis. Tot așa, mai departe. Am văzut că nu sunt vizualizări, se așteaptă din cât tombola la ATV, dar o să facem în așa fel să se uite și aia care doar o să aștepte tombola. Eu am spus clar la... Nu să știi pe unde extragem un episod pentru tombolă. Așadar, care nu vă uitați și nu dați comentarii acolo cum vreau să particip, degeaba mai participați la tombolă. Și așa sunt numai 500 de vizualizări. Și tot îmi pun eu ambiția și o să trag un câștigător dintr-un episod care o să-l văd eu mai necăjut așa. Unul cu 500 de vizualizări, așa să zic. Să-i învățăm pe cei care doar așteaptă ATV-ul. N-am făcut mare prânză cu băiatul ăsta. Mâini, poate poimâni. Poate răsfoimâni. Da. Așadar, mare grijă. Pentru că nu se știe de unde extrag un câștigător. De la mine, unul de la Darius. Nu aveți comentarii cu vreau să particip, trebuie la 5 prieteni, să vadă toată lumea ce facem, că dăm un ATV gratis. Nu ai dat comentarii cu vreau să particip și like. Sunt unii zi de zi, zi de zi, vreau să particip. Mă satur să le dau inimioare, să le scriu succes, succes, succes. Iar alții nu, așteaptă doar tombola. Păi n-ai dat comentariu la episodul care îl iau. Prin surprindere un episod, da, pe adesi, și nu ai acolo, degeaba ai participat. Îi așteaptă numai tombola la sfârșit de comentarii. Nu mai comentez că nu mai are rost. Nu mai... Da, să băgăm la loc și să ne vedem de ale noastre. Deja m-am supărat. Și nu mai are rost să mai continui. Păi da. O, uite așa. Mă-i încasc aici la loc. Uite ATV-ul. Am pus Actifield cu din asta, cu ATV de care am pus pe Matiz. Dar unii nici n-au văzut, nici n-au dat să uite la episod.
500 de vizualizări. N-a cred, frate, așa ceva. Nu cred. Ce-am făcut, frate? Aici e bine. Acolo, pic tremură. Dar nu are nimic. Gata. Deci, vreau să particip. Comentariu, 5 distribuit la 5 prieteni pe WhatsApp, pe Messenger. Cam atât. Pentru cei care participă la 30.000, pentru cei care participă cu 10 lei, la mine și la Darius, va avea loc extragerea când strângi integral banii dați pe ATV. M-am pupat, pa, pa!